Și Hristos a înviat încă o dată. Mă bucur foarte mult că ați găsit timp. Eu știu că s-a avut o zi obositoare, vreți să vă duceți acum, poate aveți vreo întâlnire, poate aveți, știu eu, de pregătit, că acum e sfârșitul anului, aveți teze. Dar haideți o jumătate de oră să ne gândim la lucruri absolut neimportante, dar fără de care viața nu ar avea sens, nu ar avea. Care ați citit vreo carte de-a mea, să discutăm despre ce am scris eu, dacă mi-a reușit, dacă pot să completez cărțile mele. Vedeți, am în față, nu întâmplător am luat de acolo. Asta e jurnalul meu de pe când eram la vârsta voastră, am început să-l scriu în clasa 5-a, dar caietele din clasa 5-a le-am sacrificat, le-am rupt și le-am dat în foc, zic, Doamne, păzește, dacă citești cineva mai târziu și află cât de bătăuș am fost și cât. Eram și eu ca și voi, așa. Altă întrebare, vreau să știu, cine sau ce v-a inspirat să vă începeți cariera de scriitoare? Adică, când ați scris prima dată? Prima dată am scris în clasa a patra, am scris o poezie. Eu nu știam că eu am scris. Pur și simplu mi-a ieșit poezia ce era primăvară, parcă văd, și alerg repede la mama și zic, ia uite mama, ce poezie mi-a venit așa. Ea mă ascultă și zice, nu știu, eu am învățat școală românească, eu așa poezie l-am auzit. Mă duc la școală și spun învățătoare. Și învățătoarea le strigă celorlalte învățătoare. Zice, ursulețul meu a scris o poezie, că eu aveam așa niște panici mari, cosițe lungi, durdulie. Zice, ursulețul a scris o poezie, eu chiar vă spun această poezie. Eu cred că este cea mai reușită poezia mea, pentru că mă întorc de fiecare dată, o recit și mă întreb după ce am scris o altă poezie. Aș vrea să scriu o poezie, dar numai florile să știe. Că ele în șoaptă o să-mi spună de poezia mea e bună. Aș sta de vorbă cu copacii, m-aș sfătui încet cu macii. Poate ei mi-au spune mie cum să compun o poezie. Cred că asta e prima mea poezie. Când ați scris cartea Fraierul, v-ați bazat în mare parte pe viața dumneavoastră sau ați încercat să luați exemple și din viața altor persoane? Eu mai mult în Vlad m-am așa transpus, așa ca să zic, m-am întrupat în acest personaj. În rest, am foarte multe momente din viața băiatului meu și din viața unui băiat, iată am adus cartea lui aici, un băiat extraordinar, care a trecut aproape prin tot ce a trecut pe fraierul meu. S-a și drogat, a fost în capcană. Și la un moment dat a ajuns infirm. Înțelegeți? Nu putea nici lingura la gură să ducă. Eu l-am văzut în halul celălalt și când a auzit medicul care îi spunea mamei lui, pregătiți căruciorul că el niciodată nu o să meargă, el mi-a povestit. Eu o noapte am plâns, dar dimineața mi-am zis, nu, eu am să merg. Și eu l-am urmărit cum făcea un pas într-o zi, doi pași în altă zi. Îmi spunea, îmi telefona, zice, Doamne Claudia, eu azi am coborât până la etajul 10, el locuie la 13. Și într-o zi am coborât până jos. Și tot așa, am mai trăit 10 ani după aceea, după care a fost răpus de o boală crâncină, care nu l-a... Dar a lăsat o carte extraordinară, o carte de poeme. Iată, eu am adus o carte, eu i-am redactat-o. Dacă o să doriți, îi zice Mihai Cojocaru, antipoezii. Când începeți să scrieți o nouă lucrare, preferați mai mult să vă izolați de oamenii din jur sau... Sau, să știți că după ce scrii o carte, ești ca un pustiu. Ai impresia că a trecut vântul așa, ai spus totuși, stai așa, că uneori se întâmplă, poți stai câteva luni. Ai impresia că tu n-ai să mai scrii nimic. Și apoi, apropo de izolare, dacă stai în izolare, înseamnă că nu trebuie să stai pur și simplu așa ca un... Trebuie să meditezi, trebuie să te plimbi, trebuie să treci în revistă amintirile. Nu poți fără să comunici. De ce? Până la urmă ieși din această izolare și comunici. Și atunci ar să începe aduna. Știți, în acea cameră pustie, care e custit, o încep să se adune iarăși. Și iarăși ai umplut.
Nu, dar nu am avut în vedere ca să nu ieșim afară sau... Da. Da, să rămâi singur cu tine. Rămâi dar alți oameni să nu te desigur. Chiar atunci când scrii rămâi, uneori ai nevoie să rămâi singur cu tine, măcar câteva ore în zi. Uneori și o zi ai nevoie să fii tu, tu singur cu tine. Numai în singurătate te descoperi. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți o scriitoare așa care a scris foarte multe cărți și tot încep să scriu poveștile mele și eu chiar am vrut să vă întreb, ce să fac eu ca să am și eu opere așa frumoase ca și dumneavoastră? O să le ai dacă îți dorești și dacă o să lucrezi. Eu am scris într-una, de multe ori am vrut să mă retrag din această, din scris. Îmi părea că mă, chiar într-adevăr, e să știi că când lumea se veselește, ți-a scris. Când casa e inundat, tot ai de, exact ai vrea să scrii ceva. Scrisul ăsta este o mare pasiune și o mare pacoste de multe ori. Dar dacă ți-e drag, atunci trebuie să-ți îndrăgești lumea, să încerci să exersezi, să scrii despre ceea ce vezi. Și dacă ai să o faci și ai să perseverezi într-o bună zi, ai să te uiți la primele scrieri și ai zis, vai cât-s de naive, nici nu le arăt nimănui. Tu singur ai să-ți fii propriul tău critic. Dar dacă ai să dorești acum, putem să ne vedem, să-mi arăți ce ai scris, să te îndrumezi. Am foarte mulți învățăcei care acum sunt scriitori, sunt de parte. Ionel Marte în Marea Britanie a scris un roman. Frimu Rodica tot a scris o carte, două, pare mi se... Da, și mă bucur pentru acești copii.